Dragă Claudiu, târziu ne aflăm la a treia noastră întâlnire, pe care mi-o doresc nu doar o șuetă amicală, dar în același timp un dialog foarte serios pe teme ideologice. Până acum am vorbit despre extremism și despre naționalism și îți propun astăzi să vorbim despre condiția de a fi conservator și conservatorism. Aș fi pedant dacă aș începe să pomenesc de toți gânditorii de dreapta care au teoretizat conservatorismul de la Burke până la Roger Scruton, așa că te întreb abrupt, ce înseamnă să fii conservator? Conservator, în foarte puține cuvinte, înseamnă să fii racordat, pe de o parte, la realitate și, pe de altă parte, la o tradiție care este o altfel de realitate vie, care se îmbogățește cu fiecare generație. Asta în foarte puține cuvinte. Și dacă vrei o ilustrare a conservatorului pur sânge, eu ți-o propun în țăranul român. Țăranul român este conservator fără să știe că aparține unei doctrine, pentru că, așa cum am mai spus și altădată, conservatorismul înseamnă, înainte de toate, un mod de viață, o atitudine și un mod de a înțelege în ce fel trebuie să evolueze insula într-o societate și societatea însă și în ansamblul ei. Acum, bineînțeles că pe seama acestei atitudini și pe acest mod de viață s-a dezvoltat o filozofie politică și socială, care, așa cum ai spus, începând din frământările, din timpul frământărilor Revoluției franceze, s-a cristalizat tot mai bine. Ea a fost lansată de câțiva politicieni și gânditori ai vremii, din secolul XVIII, și dezvoltată în timp atât prin practică, o practică, nu-i așa, care a dus și la anumite repere doctrinare și prin o gândire aplicată asupra vieții societale. Ce aș mai spune este că vorbind despre conservatorism, trebuie să vorbim despre el ca o opțiune politică. Eu nu i-aș spune ideologie, pentru că am mai vorbit și altădată, ideologiile, în opinia mea, sunt utopice și sfârșesc prin a fi criminale. Dar dacă rămânem la nivelul de doctrine, este una dintre principalele doctrine politice. Vorbim despre conservatorism, despre liberalism și despre socialism. Din păcate, ultimele două tind să se confunde în discursul public al ultimilor zeci de ani și mai ales în practica politică a unor partide care ajung să guverneze cu această etichetă de liberalism sau de social-democrație, nu neapărat de socialism. Social-democrația fiind, de fapt, așa cum spunea Petre Țuțea, laptele bătut al comunismului. Mm-hmm. Pomenei de țăran, că țăranul este întruchiparea ființei conservatoare. Ar spune că este un conservator fără conștiința de sine. Nu cred că el își dă seama că este conservator, nici nu are noțiunea aceasta. Și m-am gândit cum aș putea să definesc condiția de conservator fără să cad în clișele pe care le știm cu toții. Și mi-am zis, conservatorul este ultimul refugiu decent al unui om de dreapta, atunci când nu primește toate etichetele acelea de extremist, fundamentalist, xenofob și așa mai departe. În ziua de astăzi, omul de dreapta, ca să nu fie pus la colț și la stâlpul infamiei, spune sunt conservator, iar când spui conservator, din gura ta răzbate o undă de cumințenie. Nimeni n-are ce să-ți reproșeze. În schimb, dacă spui sunt naționalist sau sunt extremist, imediat primești ștampila și stigmatul. Asta a fost prima definiție pe care am avut-o în minte, cât de cât neconvențională. Este ultimul nostru refugiu ca oameni de dreapta, ca să putem cât de cât să ne apărăm, să stăm într-o poziție decentă, grație căreia adversarii nu ne pot imputa nimic.
cum îți spuneam, dacă spui sunt conservator, n-au ce să zică, pentru că venim totuși în prelungirea unor gânditori și lăsăm o impresie bună, moderată. Ce spui? Nu sunt de acord întru totul cu ceea ce spui. Da, cred că mulți dintre cei care sunt de dreapta își asumă această haină conservatoare în mod precaut, dar eu aș vrea să vorbim despre conservatori adevărați și eu cred că suntem justificați, noi cei de la AUR, cel puțin, să tindem prin a demonstra că suntem conservatori în adevăratul sens al cuvântului. De ce? Trebuie să avem în vedere faptul că, așa cum iarăși am mai spus altă dată, naționalismul nu acoperă conservatorismul. Da, conservatorismul include naționalismul. Eu pot să fiu naționalist și pot să fiu conservator. Dacă sunt conservator, pot fi și naționalist. Dacă sunt naționalist, nu e musai să fiu și conservator. Pot să fiu un naționalist de stânga, pot să fiu un naționalist ateu, dar nu voi fi atunci conservator. Și iarăși e bine să trecem în revistă câteva dintre valorile fundamentale ale conservatorismului care îl fac să se distingă față de alte opțiuni de dreapta. Pentru că, da, conservatorismul este o opțiune la dreapta eșichierului politic, așa cum o cunoaștem noi ca împărțire tot de la Revoluția franceză, când în Parlamentul francez s-au împărțit taberele. La dreapta s-au dus, să le spunem așa, tradiționaliștii, conservatorii, reacționarii, și la stânga s-au dus revoluționarii stângiști care voiau să dărâme societatea pe care o cunoscuseră până atunci, să radă absolut totul și să reconstruiască în mod utopic. Revenind la caracteristici, valorile tradiționale ale unui conservator sunt familia, credința, naționalismul, ierarhia. Prin ce se distinge conservatorul față de alte curente politice? Prin realism, prin cultul tradiției, dar la modul critic și ameliorant în mod continuu. Noi îmbunătățim tradiția prin ceea ce facem bun astăzi, la fel cum peste 100 de ani cei care ne vor urma o vor face. Și la fel cum s-a întâmplat acum 100 de ani cu generația nouă de atunci, care s-a raportat la tradiție și care a vrut să cultive tradiția. De asemenea, conservatorul este prin excelență un moderat. De ce? Pentru că el vede societatea ca un organism viu, dezvoltarea ei în mod organic, deci prudent, și nu poate suferi extreme. Conservatorismul, poate de asta este folosit ca sintagmă pentru a apăra anumite curente de dreapta, pentru că, prin excelență, el nu poate fi extremist. Nu poate suferi niciun fel de extremă. Dar, așa cum am mai spus, extremismul este apanajul stângii. De asemenea, conservatorismul este pentru libertate. Și pentru libertate în toate sensurile ei. Mai ales din punct de vedere economic, conservatorismul vrea o anumită libertate care se traduce printr-o intervenție mai mică a statului în viața insulei și în viața întreprinzătorului. Adică el preferă, pentru că ar trebui să ajungem și la politicile conservatoare, el preferă politici predictibile, făcute astfel încât să se poate dezvolta și să știe pe ce baze se poate dezvolta. Cu ce taxe, cu ce impozite, cu ce reguli. Și acestea să nu se schimbe foarte des, pentru că atunci produc haos. Am spus și de dezvoltare organică. Deci, cred că noi ar trebui să fim mai degrabă cultivatorii unui conservatorism care are și rădăcini istorice în România, și rădăcini sociale, care s-au păstrat
aproape, cum să spunem, miraculos, inclusiv în timpul comunismului. Chiar și acolo unde am avut parte de colectivizare, de distrugerea satelor și mutarea țăranilor la oraș, transformarea lor în proletari și mai departe. O bună parte din structura conservatoare a poporului român s-a păstrat. Că ea a rezistat prin credință, prin cultul familiei, prin cultul prieteniei, nu mai contează, dar a rezistat și cred că rezistă până astăzi, numai că este acoperită de o zgură politică și de o zgură socială, de toată această confuzie care a fost cultivată pe toate palierele în mod programatic, atât de către elitele politice, zise elitele politice, cât și de elita intelectuală. Bun, tu ai trecut în revistă trăsăturile definitorii ale condiției de a fi conservator. Eu aș defini acum conservatorul prin ceea ce nu este el, aș defini indirect și aș spune conservatorul nu este cel care împărtășește convingeri materialiste, conservator este cel care nu este ateist, conservator este cel care nu acceptă această momeală a egalității folosită drept factor de nivelare și de distrugere a ierarhiei de care pomeneai. Și în plus, conservatorul nu este un antropocentric, el își dă seama că nu omul este măsura a toate și că deasupra capului lui există o boltă divină. Deci el, într-un fel, este un teocentric. O altă definiție a conservatorului, cât de cât neconvențională, este aceea că, mă leg de sensul literal al cuvântului conservator, ce conservator? Păi trecutul. Și atunci tradiția se definește drept neputința noastră de a ne rupe de trecut. Când cauți să ștergi tot trecutul, rămâi suspendat, rămâi neter, rămâi într-un vid. Ori asta încearcă astăzi progresiști. Conservatorul nu este progresist și nu este un internaționalist globalist. El ține cu dinții la entitățile organice de care vorbeai tu. Familie, biserică, neam, etnie și așa mai departe. Ăsta este paradoxul conservatorului pe care l-ai pomenit și tu deseori. Deși noi suntem pentru valori spirituale, noi totuși suntem în răspăr, suntem de-a curmezișul curentului dominant de astăzi, care este unul progresist, și să dea Dumnezeu ca noi să reușim să răsturnăm balanța și curentul dominant să devină cel conservator, pentru că, din păcate, astăzi trăim sub această avalanșă progresistă. Ce mai înseamnă să fii conservator? Iarăși încerc să definesc potrivit intuiției mele gânditorul de tip conservator sau politicianul cum suntem noi. Conservatorul este omul care are tot timpul în minte premisa vicleniei cu care adversarii noștri ne momesc ca să ne dovedească că toate valorile noastre sunt desuete și că ele pot fi depășite numele unui bine pe care ei îl propovăduiesc tot timpul. Viclenia aceasta am simțit-o și ai simțit-o și tu. Ei, conservator are tot timpul această circumspecție, această precauție. Îmi vine să zic această vigilență a priorică de a fi foarte atent la felul în care își argumentează progresiștii elanul lor revoluționar. Mi-amintesc mica traumă pe care am trăit-o când, încercând să-ți descriu eșichierul politic cu centru și două extreme, tu mi-ai spus că nu există centru în eșichierul politic. Și atunci conservatorul este extremă dreaptă, e om de dreapta, conservatorul drept, om de centru dreapta nu există? Nu există. Centru dreapta. Există dreapta și există stânga, așa cum bine am spus, că la dreapta sunt puse accentele diferit în funcție de curentele care se fac remarcate la dreapta, așa cum ne cunoaștem noi, conservatorism, creștin-democrație, liberalism clasic, naționalism. Bun, eu nu aș putea identifica în vreunul din aceste curente tendințele extreme. Atâta vreme cât ele sunt punctate de valori de dreapta autentice. Pentru că în momentul în care nu mai au aceste valori, ele nu mai sunt acolo. De pildă, ca să dau și exemple pentru că aș fi mai ușor de înțeles,
Se vorbește în general despre liberalism. Liberalismul clasic ținea cont în cea mai mare parte și de valorile conservatoare. El nu se putea dezvolta decât în consonanță cu acestea. Ori astăzi vorbim despre un neoliberalism, să zicem așa, care nu mai are de a face cu valorile dreptei, are de a face cu valorile stângii. De aceea, în practică, nu există o politică liberală diferită de politica social-democrată, de pildă. Ele nu intră în contradicție și poate de aceea sunt și transferurile acestea de oameni. Bine, las că în general oamenii, politicienii de la noi, că nu sunt oameni politici prea mulți, politicienii de la noi nu au aderență la niciun fel de doctrină și niciun fel de ideologie și atunci pot să treacă dintr-o tabără în alta foarte ușor. Dar și din acest motiv, pentru că nu există practic diferențe majore între politicile pe care le propun cele două curente. Se întâmplă, bineînțeles, ca și social-democrația să fie uneori tributară unor mici valori ale dreptei. Să spunem, suferă uneori deviații de la cursul ideologic prin trăirea unor membri ai acestui curent. Da? Să spunem că sunt oameni care au fost crescuți în credință și le este foarte greu să devină atei, dar ei se regăsesc mai ușor într-o idee social-democrată așa, văzută la modul perfect, ideal, foarte, foarte bine lustruită și care de fapt nu există decât la modul filozofic. Acum, aș vrea să mă întorc un pic la ce spuneai tu despre confruntarea globală dintre progresiști și conservatori, care este reală, dar care se manifestă mai ales prin două reprezentări, două reflexe doctrinare sau ideologice. Și anume, prin globalismul pe care progresiștii îl susțin și prin suveranismul pe care conservatorii îl nutresc. Aici este falia cea mai mare, cea mai puternică. De ce? Pentru că, de fapt, cele două curente vor lucruri absolut diferite din această perspectivă. Unul tinde să niveleze totul, să aducă totul la un pretins numitor comun care să nu sufere niciun fel de diferență, și celălalt cultivă diferențele, cultivă identitățile, cultivă independența în cadrul unei comunități internaționale. Cultivă granițele, da? Cultivă granițele din orice perspectivă, și granițele culturale, și granițele etnice, și granițele geografice. Și bineînțeles că aici este o ciocnire foarte puternică. Cine are dreptate? Noi, în calitate de conservatori, nu putem spune că au dreptate progresiștii. De ce? Pentru că tradiția ne arată că așa e lumea făcută, diferită, și că aceste diferențe trebuie păstrate, pentru că lumea este mai îmbogățită cu aceste diferențe. Nu ar cunoaște o evoluție mai bună dacă aceste diferențe ar fi desființate. Da. Ai definit foarte bine liberalul de astăzi. El se consideră un om de centru-dreapta, când el de fapt împărtășește convingerile stângii. Și mai mă gândesc la două definiții ale conservatorului. Conservatorul este cel care știe că lucrurile făcute bine se fac încet. Vorba dictonului latin, festina lente, grăbește-te încet, graba strică treaba. Cultul progresului, preschimbarea progresului, a schimbării și a noutății într-un idol, distruge de fapt omenirea și ierarhia valorică. Ei asta vor. Ei vor progresul cu orice preț, distrugând totul și nepunând în loc decât acea utopie și acele
promisiuni pe care nu le vor împlini niciodată. Iată o altă definiție a conservatorului. Lucrul bine făcut se face încet, temeinic, schimbarea, chiar dacă apare și lumea se schimbă încetul cu încetul, ea trebuie făcută cu prudență și cu moderație, cum spuneai. Și mai am o definiție pe care m-am străduit să o înfățișez într-o formă neconvențională a conservatorului. Conservatorul, fiind un realist, știe că esența acestei lumi este una conflictuală și beligerantă. El nu crede în iluzia unei păci eterne care se așeze vreodată aici, pentru că tot timpul exista un conflict, cum spuneai tu în emisiunea trecută, între bine și rău. Și atunci, conservatorul pentru mine este acel om care trăiește cu presentimentul, cu presimțirea unui conflict, unei catastrofe care va urma, dar deocamdată catastrofa nevenind, conservatorul este un om care are un soi de recunoștință diafană față de această acest catehon care împiedică distrugerea a tot și toate. Vorbeam data trecută spunând aurul poate fi un catehon, adică cel care se împotrivește venirii Antichristului și progresului devastator. Eu așa mă definez pe mine. Trăiesc cu presentimentul acesta coercitiv și aproape tremurător a ceva implacabil care urmează să vină, cum se întâmplă acum aproape de noi în Ucraina. Totuși, acest lucru implacabil nu vine și asta îmi dă un sentiment de recunoștință, de unde și vorba creștinului, în fiecare dimineață când te trezești, mulțumește lui Dumnezeu că ești întreg, te afărești, că poți gândi cu mintea ta. Pentru mine asta înseamnă să fii conservator, dincolo de toate clasificările pe care deja le-am făcut din punct de vedere ideologic, și ar mai fi, ai spus de granițe, proprietatea privată pentru un conservator este o valoare infailibilă în privința care nu există negociere. Da, de fapt, dacă am vrea să privim conservatorismul dintr-o altă perspectivă, a structurării lui valorice, eu aș face un fel următor. Ierarhie, și voi explica ce înseamnă ierarhie, religie, indiferent de religie, și dreptul la proprietate. Aceste valori, de fapt, și definesc, și structurează conservatorul și le exprimă. Ierarhie ce înseamnă? Recunoașterea unei realități de fapt. Am mai spus, oamenii nu sunt egali decât în fața legii și a lui Dumnezeu. Ei se nasc cu daruri deosebite și cu daruri în sensul de talente, de talanți pe care trebuie să-i cultive, cu posibilitatea de a achiziționa diferite abilități prin educație și și într-un context familial, social, care îi modelează pe parcursul vieții. Toate acestea își pun ampreta. Darurile naturale cu care te naști, locul în care te naști, parcursul tău în funcție de contextul pe care ți-l dă locul, familia și așa mai departe, toate acestea contribuie la devenirea ta. Ele nu te fac decât cel mult asemănător cu alții care au cunoscut, avut cam aceleași condiții de plecare. Da. Dar nici cu aceea nu ești neapărat egal. Poți să fii mai bun, mai slab, în funcție și de cum ai evoluat tu personal. Că tu poți să fii un tip foarte inteligent și să nu vrei să te educi. Sau să fii superficial în educație. Și atunci, desigur, nu vei atinge performanțele pe care le face un altul mai serios. Bun. Conservatorul vede aceste diferențe și el a și imaginat o structură ierarhică, socială ierarhică. De aici cultul aristocrației la conservator.
nu neapărat aristocrație de sânge, dar aristocrația de sânge era la acea vreme, când s-a vorbit despre conservatorism pentru prima oară în secolul XVIII, pentru că ea întruchipa calitățile cele mai importante și, cum să spun eu, evoluția cea mai puternică pe care o putea avea o persoană în acea societate. Dacă te nășteai într-o familie bogată, aristocrată, aveai acces la o educație mai bună, fiind dintr-o familie care avea ascendenți intelectuali, aveai și tu anumite daruri, se presupunea, bine, nu era valabil în toate cazurile, dar în general vorbesc, și de aceea aristocrația era văzută ca treapta cea mai de sus. Astăzi este puțin în afara realității să mai vorbim despre o aristocrație, cel puțin la meridian românesc, pentru că, din păcate, comunismul a distrus în cea mai mare parte clasa noastră aristocratică de sânge. Mai există câteva persoane care constituie un reper al acesteia și care ar trebui, în opinia mea, înconjurate cu mare atenție și cu mare dragoste, cultivate, pentru că avem ce învăța, avem ce absorbi de la ele. Dar sunt câteva, din păcate. Aristocrația însemna clasa cea mai de sus și care dădea monarhul. Iar monarhul era uns al lui Dumnezeu, cel puțin în zona asta noastră bizantină, să spunem așa. Bun, monarhul deci era perla acestei aristocrații. Și de acolo în jos venea nu doar o ierarhie socială, ci și un model de existență. E una să te raportezi la regele Mihai, de pildă, și alta este să te raportezi la Ion Iliescu. Comportamentul social diferă. Felul în care învățăm noi să reacționăm, iarăși, diferă. Bun. Religia. La noi e vorba despre credința creștină în mod indubitabil. Ne-am născut ca popor creștin și așa trebuie să continuăm până la sfârșitul veacurilor. Iar dreptul la proprietate, da, este inalienabil, este sacrosant pentru noi, pentru că proprietatea face posibilă libertatea. Ar trebui să purtăm un dialog aparte despre în ce măsură suntem egali în fața lui Dumnezeu. Nu cred că suntem, gândește la pericopa talanților, dar lăsăm tema asta. O ultimă întrebare, că pomeneai de religie, pentru că deja... În fața judecății lui Dumnezeu, mai precis. E de discutat în ce măsură e nepărtinitor cu toți. O ultimă întrebare, pomeneai de religie. Pentru un conservator există stat laic? Că se tot vorbește, statul laic care este rupt de biserică, există stat laic pentru conservator? Există un stat care să asigure o autonomie a religiei dominante într-un stat. Stat laic nu există în mod ideal, așa cum și-ar dori stângiștii. Decât poate în anumite țări care au pierdut orice fel de contact cu tradiția. Dar în România nu putem vorbi despre un stat laic. Pentru că statul din cine e alcătuit? Din cetățenii lui. Ori cetățenii lui, în marea lor majoritate, mărturisesc un botez. Și, în bună parte, ei au un comportament adecvat acestei mărturisiri. Atunci statul nu poate fi laic. Este, de fapt, un stat creștin care, la nivel de politică oficială, își asumă să fie... cum să spun eu, într-un echilibru față de biserică, să nu se amestece peste viața bisericii, dar să nu permită nici bisericii ca instituție oficială să aibă un rol important în politicile statului. Da. Dar, într-un fel sau altul, până la urmă, oamenii politici sunt și ei creștini. Această credință trebuie să reflecte și în acțiunea politică. Da. Statul este neutru față de confesiunile religioase, dar nu este laic.
omul funcționar de stat când intră în birou nu-și lasă haina religiei deoparte și brusc devine ceva gol, găunos și ateu, el rămâne în continuare trăgând după el religia. Claudiu Târziu, îți mulțumesc că îți propun ca data viitoare să continuăm pe tema conservatorismului pentru că n-am epuizat. Îți mulțumesc, Doamne ajută, și să continuăm tot așa. Mulțumesc și eu.